13. ASEA Târgu Mureș câștigă acasă 2-1. Un meci în care puncta Daniel Pancu pentru Ilfoveni. El se află acum în staful celor de la Voluntari. Sin, Andrei Sin pasă la interior, a lucernat și este lovitură, nu. Este o simulare a lui Vasile Maftei, nu e penalti, este galben pentru simulare. Spectatorii se ridicaseră în picioare, convinși că centralul va da penalti. Acum se aude fluierul, centrarea lui e Cernati, o schemă, un șut din întoarcere. Minge peste poartă. O fază interesantă, finalizarea lui Adrian Bălant, a fost o alunecare ratată a lui Sin, Cernat, centrare pentru Popadiuc, recentrare, Bălant, gol! 1-0 pentru FC Voluntari, minutul 12, superbă această acțiune, această construcție a celor de la FC Voluntari cu centrarea lui Florin Cernat, apoi pasa foarte inteligentă pe care i-o dă dorul Popadiuc lui Adrian Bălan și finalizarea atacantului de la FC Voluntari. Spuneam că e un start excelent de meci pentru gazde, început promițător de partidă. Cernat rămâne cu mingea la picior după acea intervenție a lui Sin. Popadiuc îi așează, ia Cernat, trece de Constantin, pe dreptul are mingea, va șuta sau nu? Nu, este o pasă Căpățână, trage și e gol! Gol marcat de Căpățână, minutul 51. Al treilea gol stagional pentru acest fotbalist tânăr de 21 de ani, despre care spuneam că în prima repriză nu a impresionat. Dar iată-l pe Florin Cernat, are o contribuție importantă, la primul gol creează și faza celui de-al doilea gol. Abia ce-l lăudasem pe Cernat, demonstrează o dată în plus ce fotbalist este. Putea să tragă la un moment dat cu dreptul, dar a luat avantajul. Depășit Gabi Mureșan, Florin Cernat, un slalom al lui Cernat, pasează acum pentru Doru Popadiuc, apără pap, Doru Popadiuc șutează, minge respinsă de pe linie de Rugalas. Cât de bine se simte pe teren, este Mureșan, da, capitanul echipei. Da, e nemulțumit Mureșan. Parcă nu vrea să iasă. Nu-i venea să creadă Mureșan, să uitați pe marginea terenului, privea acea plăcuță electronică, a văzut numărul 6 și pur și simplu nu a înțeles această decizie, a acceptat-o cu greu, decizia lui Ionuț Chirilă, capitanul echipei înlocuit, dar spuneam, a fost la an lumină Gabi Mureșan de ceea ce a arătat în anii trecuți, ne amintim, un jucător care a evoluat și pentru echipa națională, era un lider la CFR Cluj. Execută Goropsov, centrare cam puternică la bara a doua, recentrarea lui Candrea, Constantin pentru Ciolacu și e penalti. De această dată se dă 11 metri, poate penaltiul nu-l bate, da, fault, făcut de Căpățână. S-a repezit Căpățână, iată, vreo 10 minute. Ciolacu poate reveni în joc, ASEA Târgu Mureș. Ciolacu aproape că se ceartă acolo cu Goropsov. Ciolacu a confiscat balonul. E și Marius Constantin. Ciolacu nu renunță însă. Astea nu sunt imagini care să ne vorbească despre o ordine la ASEA Târgu Mureș, despre o atmosferă bună în echipă. Aici antrenorul trebuia să facă imediat lumină, să intervine, să facă pur și simplu ordine. Sau, oricum, ierarhia ar fi trebuit să fie cunoscută. Trebuia să știe toată lumea în echipă cine este primul executant. În fine, bate până la urmă Goropsov. A câștigat disputa cu Ciolacu. Goropsov și gol! Gol marcat de ASEA Târgu Mureș. 2-1 pentru FC Voluntari. Va fi foarte atentă
Bălan, Marius Constantin nu face penalti, asta hotărăște. Cătălin Popa este galben. Iată aici însă de Petra și de Candra și se termină meciul. 2-1 victorie pentru FC Voluntari cu ASEA Târgu Mureș. Urmează acum fotbal european pe Digisport 1 de la 17 și 15. Se joacă Real Madrid Atletico.